Un incendiu a lăsat fără adăpost 8 familii azi noapte în sectorul 5 al capitalei. O casă și un autoturism au ars în întregime, iar alte 7 locuințe au fost grav avariate de flăcări. De la un simplu chibrit pare să se fi declanșat iadul. Era trecut de miezul nopții când s-a dat alarma într-un cartier din capitală. 8 case s-au făcut scrum. Abia ridicată din pat, unei femei nu i-a venit să creadă că a fost ultima noapte petrecută în casa în care și-a crescut copiii. O altă femeie a fost la un pas să ardă de vie. Încă dormea în timp ce casa îi se făcea scrum. Fiul ei a reușit să o trezească la timp. Mamă, ieși afară că e luat în foc! Ieși afară și când văzui flacăra pe casă deasupra, în spate, acolo. Pompierii au încercat să stingă incendiul pe toate căile, dar au reușit după 3 ore. S-a intervenit pentru lichidarea acestuia cu 10 autospeciale de apă și spumă, o autospecială de descarcerare și 2 echipe de prim ajutor. Energia electrică a fost întreruptă cu întârziere. De pe margine, proprietarii priveau neputincioși. N-au apucat să salveze nimic. Acum ne vedeți! Așa rămăsărăm din pat. A venit din mijlocul curții de acolo, s-a ridicat în sus și după aia a luat foc și ale noastre. Au niște flăcări de 2 metri deasupra caselor. Incendiul a pornit în garajul uneia dintre case. Pentru că sunt spații foarte mici între ele, imediat s-au făcut scrum alte 7 locuințe și o mașină. Acum anchetatorii încearcă să stabilească dacă a fost vorba de o mână criminală sau de neatenție. O